Salutare, oameni frumoși! Vreau să vă prezint o mașină de-a mea mai veche. Este din 1967 și mă gândesc să o pun pe roți. Voiam să mă sfătuiesc cu dumneavoastră, care sunteți mai jipăriști, mai off-road, dacă merită sau nu, sau mai bine cumpăr alta. Este un UAZ 469 din 1967. Ia uitați. Motorul este calat. De câțiva ani stă aici. A fost cândva bej, culoarea bej, este vopsit de mine acum vreo 10 ani. Ia să vedeți cum ușa acum. Ia uitați ce înăuntru aici. Sau îl fac cotez de găini. Ce spuneți? Nu cred că mai are nicio șansă. Am deschis capota să vă arăt și la compartimentul motor. Ce spuneți? Motorul e gata. Uitați, asta a fost culoarea bej, așa. L-am făcut eu kaki. Ce spuneți, prietenii mei? Să-l fac sau să nu-l fac? Mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă merită să bag bani în el sau mai bine cumpăr altul. Vă pup! Doamne ajută!